Nu știi niciodată. Bună dimineața. Bună. Știi de ce nu mă fac pet groomer? Eu în viață m-am luat după, adică mi-am ales meserii care apar și în filmele pentru adulți. Adică din lista asta. Știi? Și dar pet groomer n-am văzut niciodată, pentru că cred că la un moment dat nu mai știu ce să facă regizorii cu câinele. De asta zic că n-am încredere că nu despre asta a venit Alina să vorbim. Ea face terapie, după cum știți, mai ales cu cupluri și familii. Azi vorbim despre relația de cuplu după ce apare primul copil. Că de la al doilea și al treilea am înțeles că nici nu se mai pune. Dar la primul chiar ne punem întrebări. Ce e bine să știm înainte să ne apucăm de tot proiectul ăsta, care întotdeauna începe așa? Cine mă? Noi nu. La noi o să fie tot. O să o iau pe nevastă pe primul copil și o să o duc în Maldive, să o urc numai pe căpițele de fân acolo. Ceea ce știm cu toții că nu e chiar așa. Exact. Lucrurile se schimbă diametral opus, adică 360 de grade. Și ceea ce ne așteptam noi că o să fie, în realitate nu o să fie. Noi nu speriem acum oamenii. Nu speriem oamenii, însă e bine să boierim cât putem boieri, da. Și în momentul în care ne-am hotărât să ne căsătorim, să facem un copil sau să facem un copil și apare acest proiect copilul, trebuie să înțelegem că e nevoie de mai mult timp, să cedăm mai mult timp de la noi. Adică nu să mai avem atât de mult timp liber. De ce? Pentru că un copil, în general, în momentul în care vine, creează o ruptură în relația părinților, pentru că are nevoie de un spațiu al lui de sine stătător. Cum are nevoie de un spațiu fizic, are nevoie și de un spațiu psihic. Și atunci, toată atenția noastră, tot timpul nostru, toate lucrurile care le făceam, vor fi lăsate o perioadă până crește copilul, de obicei până la 5, 6, 7 ani. Pardon? Pardon, până mie, acolo. Pe mine m-au mințit la maternitate că până la 2. Nu, până așa mi-a și zis, luați-l, domne, dacă în primii 2 ani nu-l aduceți înapoi, rămâne al dumneavoastră. A zis că așa e și la Black Friday, la frigider, ci că 2 ani. Dacă în 2 ani nu l-ai adus, e ok. Lăsând gluma la o parte, vreau să fac o paralelă, okay. Pentru că eu am făcut copil târziu, da, după 40, și am boierit, cum ai spus. Cred că ne e foarte greu să ne reglăm când e vorba de copil, pentru că nu reușim să ne reglăm nici când ne luăm gazon. Știi? Toată lumea își dorește gazon, ca în filmele americane, și pe 3 luni de udat și de dat cu mașina care îl tunde, zici, bă, dă-l naiba de gazon, mai bine mă întorc la bloc. Dar tu ți-l dorești, zici că te vei ocupa de el, o să fie totul bine, o să ai timpul necesar. În realitate, sau mă rog, nu cunosc foarte mulți oameni care să zică, mamă, ce mișto e cu gazon, să fie mult, mult, mult. Și asta zic, dacă nu ne descurcăm cu gazonul, cât de greu ne este să ne descurcăm cu unul sau doi copii? Ai foarte mare dreptate și e interesantă această metaforă, pentru că noi suntem o generație, putem să spunem, din fericire pentru copiii noștri, în care chiar ne implicăm. Avem o grămadă de cărți pe care le putem citi, sunt o grămadă de cursuri și aflăm multe informații înainte să apară acest copil. Mai mergem și la terapie, mai avem prieteni care au copii și atunci suntem mult mai pregătiți decât au fost părinții noștri, bunicii noștri, și aici mă refer la dezvoltarea psihică, emoțională, intelectuală, și de asta e și o anumită diferență între generații. Ce putem spune este că copiii noștri sunt cei mai iubiți din tot ce a fost până acum. De ce? Pentru că stabilitatea economică, confortul nostru financiar diferă. Trăim alte vremuri. Suntem mai concentrați pe ei decât pe mâncare. Suntem mai concentrați. Și atunci, în momentul în care apare un copil, e acea fericire că ai reușit să realizezi cea mai mare realizare din toată viața ta. Nimic. Totul, când apare un copil, totul, el eclipsează tot. De ce? Pentru că e ceva al tău, e ceva foarte personal. E o combinație între tine și persoana cu care te-ai hotărât să-ți petreci restul vieții. Și atunci, această fericire eclipsează tot. Și această fericire ține un an, la fel ca starea de îndrăgostit, pentru că starea de îndrăgostit se aseamănă cu această stare de a avea copil. Ești îndrăgostit, ești
într-o lume a ta, ești într-o bulă. Da, cred că e o defecțiune și a naturii care ne încarcă cu aceste... Ne încarcă, nu? Că chimic de-aia avem... Și când vezi copilul altuia, te bucuri, dar tu nu știi exact de ce, că nu e al tău, exact, dar nu trezești... te lasă să-l atingi, dar se trezesc lucruri exact chimice la urmă în interior. Bun, revenind la cuplu, exact, hai să facem o listuță, nu contează în 2, 5 pași, 10 pași, o listuță pe care ai face acum, dacă te întoarce înainte de primul copil, alături de soțul tău, la ce ai avea grijă? Și când ai întrebat persoana potrivită, că eu sunt terapeut și atunci am știut la ce să am grijă. Pot să spun la ce am avut grijă. Ok. Am avut grijă și am înțeles că acel copil va sparge și va rupe relația de cuplu. Și atunci am înțeles că trebuie să reinvestim constant în relația de cuplu. Pentru că dacă nu, sexualitatea dispare. Dispare nevoia de a-l cunoaște pe celălalt și celălalt se îndepărtează. Celălalt se schimbă, pentru că toți evoluăm. Și atunci nu mai avem acces la cealaltă persoană. De ce? Că nu mai ieșim cu ea, nu mai scoatem într-un loc în care avem ocazia să descoperim alte laturi și unghiuri ale ei. Uh-huh. Și dacă vrem să îmbunătățim relația de cuplu, trebuie să evadăm de acasă. Dacă vrem să îmbunătățim relația sexuală, trebuie să evadăm de acasă. Ok. Adică sexualitatea în alt loc, unde nu mai suntem mami și tati, se îmbunătățește. Deci nu e o fantezie, o nebunie, e o chestie naturală. E o chestie naturală. Ar trebui măcar o dată pe lună să ieșim la un hotel. Nu contează că stăm în București, descoperim hotelurile din București. Ok. Să, nu știu, facem un masaj de cuplu. Mergem la o altfel de petrecere, facem lucruri împreună. Întreabă din regie cineva căsătorit de foarte mulți ani, trebuie să vină neapărat și soția. Da, acum depinde cu cine vrei să investești în relație. Nu, nu, el ar vrea să doarmă singur, că îi place singur și spune, nu dau nume. De ce recomanzi? A atins un subiect sensibil. Ce? Nu sfărăitul, că la sfărăitul se rezolvă cumva. Există un aparat, îl pune seara și se rezolvă sfărăitul. Ok. Da? E această nevoie de singurătate, pentru că suntem în familie, suntem în cuplu, dar când suntem singuri? Oameni de 40 de ani. Noi cu noi. Trebuie să vin la... Relaxați în natură. O să sar gardul. Închei cu două întrebări pe înțelesul tuturor. Întrebarea 1 este, e târziu ca după 20 de ani de căsnicie să inventezi lucruri? Nu știu, să-ți faci o cameră a secretelor, a jucăriilor, să faci un joc mai intens. Adică dacă ei 20 de ani n-au fost așa, e târziu să se apuce sau o să zică prietenilor, bă, ce nebuni sunt ăștia, se droghează? Dar e foarte bine să încerce cât mai multe lucruri deci noi. Deci să încerce, bun. Să încerce. Bine. Trebuie să încerce cât mai multe lucruri noi. Nu încurajăm substanțe interzise, însă încurajăm să scoată copilul din ei. Acea parte ludică, acea parte creativă, indiferent acea parte... Indiferent de vârstă. Dacă... Că poți iubi la orice vârstă și sexualitatea poate să fie faină la orice vârstă și să descoperi la orice vârstă. Nu mai văzut de... Nu mai e chiar așa... Bun, și conchid cu o glumă care s-a transformat într-un motto pentru prietenii mei care acum fac copii. Am spus-o în glumă, dar are un sâmbure de adevăr. Te rog să mi-o contrazici sau să o confirm sau să o infir. I-am zis soției mele când avea copilul 3 luni. I-a zis, te-ai gândit vreodată, ne uitam la un film, să ai o amantă, nu știu, pe aici prin Corbeanca? Și am zis, trebuie să fiu sincer cu tine, Gabriela, m-am gândit, dar aș vrea să aibă peste 64 de ani, să gătească și să tacă. Și a zis, și ce-i face la ea? Să mă lase să dorm. Mă duc pe o canapea. Ce? Asta a fost fantezia mea și am recunoscut-o. Deci nu mă interesa vârsta cum arată, dar să tacă și să... pentru că aveam nevoie de liniște. Dar nu despre asta vorbeam acum, ci despre altfel de momente singuri. Mulțumim, ținem pumnii oamenilor care sunt la început de drum. Și na, nu toți suntem terapeuți, dar bă, când îți iei gazon, îți asum că ți-ai luat gazon, treaba voastră.